Cardurile de alimente vor fi încărcate din data de 15 octombrie cu o nouă tranșă de 250 de lei, au anunțat ieri oficialitățile centrale. După recalcularea pensiilor, guvernul a majorat plafonul veniturilor de la care se acordă voucherele sociale la 2210 lei. Dar chiar și așa, persoanele cărora între timp le-au crescut veniturile peste plafoanele stabilite prin lege, în funcție de fiecare categorie de beneficiari, nu mai sunt eligibile. În consecință, cardurile acestora nu vor mai fi alimentate cu cei 250 de lei aferenți tranșei din luna octombrie. Pe de altă parte, sunt persoane care, între timp, au devenit eligibile, dar nu au primit cardul de alimente. În această situație, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale anunță că actualizează listele cu destinatarii finali în luna anterioară celei în care se acordă sprijinul, cu evidențierea separată a modificărilor intervenite față de listele anterioare. Pentru destinatarii finali nou introduși se eliberează noi carduri, iar cei omiși în una din tranșele de acordare a sprijinului financiar din motive de indisponibilitate sau acuratețe informațiilor la momentul efectuării verificării condițiilor de eligibilitate vor fi cuprinși în următoarea centralizare cu specificarea lunii de la care ar fi avut dreptul la sprijinul material, urmând să primească și sumele aferente acelei luni.